să le examineze, să vadă obiectele. Și ieri, a doua zi, deci după ședință, da, ieri au aprobat proiectul ăsta. Deci asta arată că interesele sunt atât de mari la câteva persoane. Iar ceilalți, credeți-mă, nu știu ei ce au votat ei. Nu știu ce. Ei au mers pe declarațiile astea lui Păscăluță, că noi trebuie să modernizăm, noi trebuie să mergem înainte. Noi, iată, că noi povestea asta o auzim de 2 ani. În ce lună v-ați întâlnit cu ministerul și era deja, ați pus la punct toate? Deci noi am avut o serie din, să spun așa, o rundă de întâlniri, de negocieri foarte intensive, aproape zilnice, în luni, iunie, iulie. Și la nivel de Lilia Dăbija, ca ex-ministru, și la cel mai mult, la nivelul ex-secretarului de stat Ghenadi Marian, și chiar au fost întâlniri cu Calmu, pe probleme ce țin de competențele autorităților publice locale, la sediul Calmului. Deci noi am avut seria aceasta de întâlniri intensive, când noi până la urmă am elaborat proiectul cel de lege în conformitate cu normele europene, s-a finalizat în luna iulie. Deci după aceasta, asociațiile acestea două care astăzi am protestat și care reprezintă mai mult din 90% din toate companiile din domeniul transportului rutier de călători, nu a fost niciodată convocată la minister. Doar scrisoarea aceea că în 3 zile dați obiecțiile cu totul alt proiect. Am spus, guvernul să-și retragă proiectul, să-l întoarcă la minister și ministerul să-l elaboreze în conformitate cu legislația europeană și niciun fel de argumente de astea că acum nu e necesară ajustarea legislației europeană, deci nu pot trece. Deci ele în genere par bizare de la un guvern european, pro-european, cum se declară. Când va fi următorul protest? Vedem reacția de azi. În dependență de ea, în câteva zile anunțăm poziția noastră. Vă mulțumesc mult! Cu o minciună, ministerul vine. Eu sper că guvernul va veni cu un răspuns. Că la minister nu prea este ce să rău. Cerința deja e față de guvern. Pentru că deja avem o hotărâre de guvern de aprobare a proiectului. Mersi!